Vă salutăm, dragi prieteni, de la Complexul Etnocultural Vatra și vă invităm împreună cu noi să vizitați Festivalul Centenar Fest. Ca și la alți festivale care au fost organizate aici, teritoriul și, de fapt, perimetrul teritoriului veți găsi mulți mesteri populari care au în vânzare produse de artizanat și nu doar. Eu plec acasă cu uleiuri esențiale, iar Nicoleta cu o brățară. Cu greu am găsit un loc în care să fim un pic mai izolați de restul lumii și să putem filma aceste minute. Ce vreau să zic despre festival? Și în genul festivalurile care sunt organizate aici la Vatra, faptul că e atât de bine zonificat, da? Și acum, nu știu dacă voi auziți, dar noi auzim muzică care vine de la trei scene. Pe una dintre scene evaluează ansambluri folclorice de ale noastre moldovenești. Pe scena de aici, chiar cea mai aproape de noi, este niște ansambluri românești, iar pe scena evoluează Fuego. În zona asta, care ne aflăm noi un pic mai la vale, este concentrația cea mai mare de români, pentru că aici în colț este un bufet cu mâncare tradițională moldovenească. E un pic cam scumpă, dar arată super. Acum ne aflăm în una din zonele în care se ia prânzul, se servește masa. Astăzi am avut norocul, pentru că suntem invitați VIP, să luăm masa într-o zonă furșet pentru persoanele care mănâncă gratuit, însă pe teritoriu, și o să arătăm mai târziu în filmuleț, sunt câteva zone în care se iau masa, ceea ce am apreciat, pentru că în toate zonele în care se ia masa sunt prezente bucate tradiționale moldovenești. Veți găsi în deal mămăligă și friptură și dvale frigărui și prepelițe la grătar. Noi astăzi mâncăm frigărui, plăcinte moldovenești și tocană de vinuță. Deosebire de alte festivaluri la care am mai fost, e foarte multă lume aici. Nu m-am așteptat că o să fie atât de multă lume. Am mai fost anul trecut la un festival, dar lumea a fost, cred că, de două ori mai puțină. Cu toate astea, activități sunt atât de multe că fiecare își găsește un loc aparte. Fie mănâncă în zona de mâncare, fie se fotografiază, pentru că sunt foarte multe zone diferite și foarte ingenioase pentru a face fotografii memorabile. Și desigur că fiecare pe interesul său ascultă muzică, fie la o scenă, fie la alta, fie la a treia. Și vreau să mai menționez un lucru, că parcarea care este organizată este destul de mare și fiecare și-a găsit locul său. Mulțumim organizatorilor pentru invitație și pentru că deja suntem înfometați și deja e timpul să facem somnul de frumusețe. Vă spunem mulțumim pentru că ați fost alături de noi și de data aceasta. Nu uitați să lăsați
un like, să distribuiți filmulețul nostru ca să ne vadă cât mai multe persoane. Pa, pa! Ne vedem data viitoare!